nu s-au calificat în grupele Ligii Campionilor, dar au reușit promovarea în Cupa EHF. Campiona României la handbal HCM Constanța promite multe în acest start de sezon. Rechinii de la Malul Mării întâlnesc în etapa inaugurală a sezonului 2013-2014 pe teren propriu echipa gorjeană Energia Pandurii Târgu Jiu. Formația l-a adus pentru acest sezon pe un fost campion în 2004, 2006, 2007 și 2009 cu HCM. Este vorba despre pivotul Bogdan Soldanescu. Acesta a debutat pentru prima dată ca senior la formația de pe litoral în sezonul 2002-2003. Următoarele echipe pe care le va întâlni HCM Constanța luna aceasta sunt HCM Baia Mare pe teren propriu în data de 20 septembrie și știința municipal de Deman Bacău pe 25 septembrie în deplasare. Sezonul trecut HCM Constanța a reușit să obțină 40 de puncte reușind să judece titlul de campioană, iar apoi a adus Supercupa României pe litoral după ce a reușit să se impună în fața formației știința Bacău cu scorul de 23 la 11, echipă pe care am a mai întâlnit-o și în cupă și a învins-o cu scorul de 34 la 23.